Prieteni, știați că Republica Moldova, lunar, pe Facebook, se cheltuie în jur de 300.000 de euro. Ar fi că cei 110.000 de administratori de pagini de Facebook care avem în Republica Moldova, anual ar cheltui de la 2 la 3 milioane de euro. Vestea tristă este că o parte din aceste bugete se cheltuie ineficient. De ce? Urmărim tot mai mult sindromul prezenței pe Facebook, și chiar și cei care nu au buget de marketing, chiar și cei care nu au bugete pentru ca să fie prezenți într-o vizibilitate mai mare, cheltuie cei 20 de dolari pe lună. Și cu siguranță am observat nu odată că vedeți o postare care practic nu este relevantă pentru voi și voi niciodată n-ați fi procurat acel produs sau serviciu, dar ea apare la voi în feed. În aceste situații, aceste bugete se cheltuie ineficient. În aceste situații, campaniile nu sunt setate în corect. Și care ar fi soluția? Soluția este una, dacă vrem să salvăm buget sau dacă vrem să aducem o performanță mai mare campaniilor noastre, este să facem o analitică aprofundată a celor campanii care livrează pe Facebook. Este vital să creăm un ecosistem dintre Google Analytica, Yandex Metrica, Facebook Analytica, Pixel. Este necesar să înțelegem până la urmă ce înseamnă CTR, cost per lead, cost per click, impact, cost per achiziție, cost per o acțiune care o face utilizatorul pe site-ul nostru. De unde vine utilizatorul? Ce fel de potențial clienți vin la noi pe site? Dacă facem o analitică aceasta, pentru toate aceste momente e necesar să introducem datele. Și aici nu contează, folosiți un tabel Excel, aveți sisteme integrate adiționale. Important este să numărați și să vedeți ce merge și ce nu merge, ca să puteți să interveniți în punctele slabe a campaniei. Despre asta o să vorbim pe 17 martie. Vrem să ridicăm o problemă care este pe piața la noi, că campaniile care se setează, pe lângă faptul că se setează incorrect, nu se numără. Și atunci bugetul nostru de promovare pleacă în nicăieri. Deci, prieteni, 17 martie vă invit și vă aștept la conferința Zoom Your Business, unde voi vorbi despre statistică și analitică, cum să salvăm bugetele sau cum să analizăm campaniile noastre. La final veți primi câteva Excel-uri pe care mă conduc eu și care vă vor ajuta să vedeți și să aveți o vizibilitate și o claritate în campaniile voastre. Sfatul meu este să-ți cunoști clientul și el te va răsplăti cu un CTR mare. Ne vedem la conferință!